Așa. Iar pentru a avea o întâlnire animată și energică, noi vă recomandăm să aveți camerele deschise și microfonul pe mute. Urmează să petrecem împreună cam o oră și jumătate, iar la final sperăm să avem timp pentru o scurtă sesiune de întrebări și răspunsuri, așa că vă încurajăm să ne scrieți încet gândurile sau întrebările dumneavoastră pe care le aveți, conexe cu tema de astăzi, iar la final noi vom răspunde în măsura în care ne va permite timpul, să le preluăm de acolo. Vă mai recomandăm să aveți lângă dumneavoastră un pix și o foaie de hârtie pentru a vă nota principalele idei, produse, aplicații sau servicii despre care veți auzi în webinarul de astăzi. Foarte pe scurt despre cine suntem noi. Noi suntem tot un ONG. Suntem Asociația TechSoup și suntem un centru de resurse, de tehnologie, dar și resurse de învățare a tehnologiei. Principalele activități pe care le desfășurăm în cadrul organizației sunt împărțite în două mari direcții. Societate civilă, și este direcția în care echipăm organizațiile non-profit din România și Republica Moldova cu soluții de tehnologie, dar și resurse de învățare a tehnologiei. Și cea de-a doua direcție se adresează învățătorilor, profesorilor și elevilor și se focusează pe educația STEM. Webinarul de astăzi face parte din prima direcție de activitate și anume cea dedicată societății civile, iar astăzi urmează să petrecem sau să trecem împreună printr-o experiență despre cum putem folosi tehnologia așa încât să ne eficientizăm și să ne ușurăm munca noastră de onegist. Vreau să încep prin a vă invita să privim această imagine. Nu o să dau interpretări acestei imagini, dar o să vă spun un lucru pe care dumneavoastră îl cunoașteți destul de bine. Faptul că tehnologia astăzi este peste tot. Ea face munca noastră mai ușoară, mai eficientă, ne optimizează resursele de timp, resursele umane și pe alocuri și cele financiare. De rând cu alte organizații și organizațiile non-profit nu ar mai trebui să amâne procesul de transformare digitală și ar trebui să urce în acest tren al transformării digitale atunci când încă el se află în gară. Și haideți să ne aducem aminte atunci în pandemie, când peste noapte toți am trebuit cumva să ne regândim procesele de muncă și să ne continuăm munca și proiectele, indiferent de cum și ce se întâmpla în mediul extern. Și atunci pandemia ne-a luat cumva pe toți pe nepregătite și a trebuit foarte rapid să ne regândim modul în care vom funcționa și vom opera mai departe. Așa că, ca să nu ne găsească și următoarea criză contextuală, iarăși nepregătiți, haideți să nu mai amânăm procesul ăsta de digitalizare și de transformare digitală și cu toții astăzi împreună câți suntem în acest webinar să urcăm în acest tren al transformării digitale și să începem pașii de transformare digitală, caracteristici unei organizații non-profit. Însă, înainte de a începe să vorbim despre pașii de transformare digitală și care sunt acești pași concreți, eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cum credeți, ce înseamnă transformarea digitală? Sau cum înțelegeți dumneavoastră acest concept? Și vreau să vă invit să puneți răspunsurile dumneavoastră în chat. Să știți că nu există răspunsuri corecte sau greșite. Astăzi nu dăm note, suntem într-un spațiu de învățare, așa că primul gând care vă vine în minte este un gând, se zice că este un gând corect. Așa, deja văd câteva răspunsuri softuri pentru organul administrativ. Utilizarea anumitor platforme.
Haideți, orice idee, orice gând care vi se asociază cu conceptul de transformare digitală. Renunțăm la pix și la hârtie, da. Vorbim și despre o soluție pentru a anunța la pix și la hârtie. Vă mulțumesc tuturor celor care ați pus răspunsurile încet. Dacă e să luăm definiția academică, dar simplificată, a acestui proces de transformare digitală, practic, transformarea digitală înseamnă integrarea tehnologiei în munca noastră zilnică, iar ca rezultat, schimbarea proceselor operaționale din organizație. Dar la modul practic, transformarea digitală înseamnă integrarea aplicațiilor, software-urilor în munca noastră zilnică și în procesele noastre zilnice, spre exemplu, în gestionarea de proiecte, în stocarea de documente și informații, în crearea de spații comune, așa încât toată lumea să se poată conecta la procesele organizației, oricând și de oriunde. Să știți că este un mit faptul că transformarea digitală s-ar potrivi doar organizațiilor mari. Nu are importanță cât de mare sau cât de mică este organizația pe care o reprezentați. Transformarea digitală se poate întâmpla în orice organizație, indiferent că are doar 5 colegi sau are aproape 50 de colegi sau și mai mult. Deși pare un proces anevoios și complex, transformarea digitală nu este atât de sofisticată și ea ne va aduce în timp multe avantaje în eficientizarea muncii pe care o facem. De ce e importantă totuși transformarea digitală și care sunt avantajele acestei transformări? Ei, bine, să știți că transformarea digitală vine cu un mănunchi de avantaje și anume, dacă vom începe procesul de transformare digitală, noi vom obține propria noastră infrastructură IT, pentru că există infrastructuri IT care sunt oferite gratuit sau cu costuri mult reduse pentru organizațiile non-profit. Tot datorită transformării digitale vom obține un spațiu sigur de stocare a datelor și vom reuși să conectăm toți colegii la toată arhiva instituțională și ei ar putea să o acceseze oricând și de oriunde. Astfel, echipa va obține mai multă flexibilitate și va avea posibilitatea de a munci de oriunde îi este comod. Totodată, prin transformarea digitală, noi obținem o soluție automată de backup și o soluție de recuperare a datelor. Și nu va mai trebui să ne batem capul și cu aceste aspecte. Iar un alt avantaj care nu e deloc de neglijat este faptul că transformarea digitală ne va permite să uniformizăm colectarea datelor, pentru că vom integra o tehnologie sau o aplicație sau un software în organizație, iar toată echipa se presupune că va lucra pe acel software și atunci toate datele vor avea aceeași formă. Și asta ne va simplifica inclusiv și munca de raportare. Însă, înainte de a începe să vorbim despre pașii concreți de transformare digitală, vreau să vă spun că un aspect deloc de neglijat este și faptul că transformarea digitală trebuie să vină la pachet și cu transformarea culturii organizaționale. Pentru că transformarea digitală poate să înceapă cu implementarea unei tehnologii în munca noastră zilnică, însă este foarte important ca și echipa să îmbrățișeze această tehnologie și să aibă competențele digitale necesare să opereze această tehnologie. Așa că transformarea digitală trebuie să fie în echilibru cu cultura organizațională, cu procesele interne din organizație, dar și cu pregătirea digitală a echipei. Doar dacă toate aceste trei componente vor fi armonizate, atunci veți simți că transformarea digitală chiar va aduce sau vă ușurează munca dumneavoastră zilnică. Specialiștii din domeniu susțin că cel mai probabil, în momentul în care vom începe acest proces de transformare digitală, ne vom ciocni de o rezistență din partea echipei. Iar rezistența ar putea veni atât de la membrii care se află în prima linie,
adică cei care muncesc în teren, cât chiar și o rezistență din partea managerilor. La fel s-ar putea resimți. Și tot acești specialiști susțin că există trei motive de ce oamenii sau echipele se opun acestui proces de transformare digitală. Primul motiv ar fi faptul că membrilor din echipă ar putea să le lipsească anumite competențe prin care ei să gestioneze aplicația aceea nouă sau software-ul nou care s-a introdus. Al doilea motiv este faptul că echipele nu de fiecare dată au o imagine de ansamblu a modului în care respectiva tehnologie le-ar putea ușura munca. Iar a treia formă de rezistență s-ar putea să vină chiar din partea managerilor, pentru că integrarea unei tehnologii ar putea veni la pachet și cu schimbarea raporturilor de putere în organizație. Pentru a depăși toate aceste bariere sau aceste rezistențe, toți specialiștii ne recomandă să comunicăm cu echipa, să încercăm să-i explicăm echipei cum tehnologia ne poate ușura munca. Să încercăm să formulăm mesaje scurte și clare, având la bază date statistice despre cum respectiva tehnologie sau noua aplicație la care ne gândim să o introducem ar ușura munca și ar elimina din activitățile monotone sau redundante ale echipei. Totodată, discutați cu echipa despre abilitățile digitale noi de care va avea echipa nevoie pentru a gestiona sau mânui noua aplicație. Iar dacă înțelegeți că membrii echipei au nevoie de pregătire digitală, nu ezitați să vă alocați resurse pentru viitor, așa încât să instruiți echipa dumneavoastră pe partea de competențe digitale care îi lipsește. Totodată, atunci când vă gândiți la un proces de transformare digitală, consultați echipa și întrebați-i ce aplicații își doresc sau ce produse de software cunosc și le-ar putea utiliza munca, pentru că s-ar putea să aveți păreri diferite despre o aplicație sau despre un program anume. S-ar putea ca omului din teren să-i prindă bine o aplicație, iar dumneavoastră să credeți că exact o altă aplicație l-ar putea ajuta. Un dialog deschis, sincer și cu feedback, o să vă ajute să înțelegeți cum și de unde să începeți acest proces de transformare digitală. Și așa cum spuneam un pic mai sus, transformarea digitală va începe mereu cu integrarea tehnologiei în organizație, dar va continua cu schimbarea comportamentului și a atitudinii față de tehnologie, așa încât să se elimine toate aceste rezistențe din partea echipei. Cum vă poate ajuta programul TechSoup în acest proces de transformare digitală? Ei, bine, să știți că programul TechSoup are la bază mai mulți piloni prin care vă poate sprijini în acest proces de transformare digitală. În primul rând, o să încep foarte pe scurt să vă spun ce este programul TechSoup. Programul TechSoup este un program global, cel mai mare, de fapt, program global care echipează organizațiile non-profit din întreaga lume cu soluții de software, tehnologie, aplicații, servicii cloud. Prin programul TechSoup, organizațiile non-profit își pot lua practic orice produs necesar oricărui pas de transformare digitală. Produsele disponibile prin programul TechSoup sunt gratuite sau oferite cu discounturi semnificative față de prețul de piață. O să rog pe Loredana să vă lase în chat linkurile directe
Pentru înscrierea în programul TEHSUP. Înscrierea în programul TEHSUP este gratuită și nu sunteți obligați, odată ce v-ați înregistrat în program, să și solicitați vreun software sau vreun produs de tehnologie. Puteți doar să vă înscrieți în program dacă vă doriți să primiți acces gratuit către resursele de învățare pe care noi le dezvoltăm, cum este, spre exemplu, webinarul de astăzi. Dar vreau să mai fac aici un îndemn către dumneavoastră. Să vă gândiți la programul TechSoup ori de câte ori veți simți că trebuie să cumpărați sau să actualizați un software, o aplicație, o licență din organizație. Și atunci verificați nu vă grăbiți să cumpărați acest produs de pe piața de retail. Verificați în primul și în primul rând dacă nu este cumva disponibil prin programul TechSoup. Pentru că s-ar putea să fie disponibil gratuit sau la costuri mult reduse față de prețul de piață și atunci veți face o economie semnificativă de resurse. A doua modalitate prin care programul TEHSU vă poate sprijini în procesul de transformare digitală este un instrument, se numește în engleză Digital Assessment Tool și este practic un instrument care vă ajută să vă determinați nevoile de tehnologie din organizație. Cum funcționează acest instrument? Dumneavoastră, ca și reprezentant al organizației, completați o matrice a organizației. În funcție de răspunsurile pe care le oferiți, la final veți primi un fel de diagnoză. Sau, practic, vi se spune care este nivelul dumneavoastră de pregătire digitală și ce ar trebui să faceți dacă vreți să avansați pe treapta asta a transformării digitale. Iar recomandările de avansare se referă la faptul că primiți recomandări concrete despre ce resurse de învățare vă pot ajuta să treceți la etapa următoare sau ce produse și tehnologie vă trebuie pentru a vă acoperi la lacunele identificate în procesul ăsta de evaluare digitală. Practic, este instrumentul care determină maturitatea digitală a organizației dumneavoastră. Până de curând, instrumentul era disponibil doar în limba engleză. Noi lucrăm la localizarea acestui instrument să fie în limba română și în curând el va fi disponibil atât în România cât și în Republica Moldova pentru toate ONG-urile care doresc să-și facă acest test de maturitate digitală și vă îndemnăm să rămâneți conectați la canalele noastre de comunicare, de pe rețelele sociale sau oriunde, pe canalul pe care până acum am interacționat cu dumneavoastră, așa încât să vedeți când și cum vom lansa acest instrument, ca să-l puteți folosi. Iar a treia modalitate prin care TEHSUP vă poate susține în procesul de transformare digitală este exact acest ghid despre care am pomenit mai sus, la începutul acestei întâlniri. De când interacționăm cu organizațiile non-profit, noi ne-am dat seama că de multe ori organizațiile nu știu de unde să înceapă un proces de transformare digitală sau cum anume să treacă la etapa următoare. Iar în pandemie, echipa TechSoup a elaborat o serie de articole cu cei mai principali pași de transformare digitală. Cum după pandemie, tendința de tehnologizare a continuat. Noi am revenit la seria de articole la care am lucrat în pandemie, le-am reunit, le-am actualizat, le-am îmbunătățit și la final ne-a ieșit un ghid destul de cuprinzător. În ghid veți găsi informații detaliate despre care sunt primii pași de transformare digitală pentru ONG-uri, dar și recomandări concrete
De ce produse aveți nevoie pentru a putea începe sau a putea continua acest proces de transformare digitală? Pentru că ghidul e un material lung, eu o să am rugămintea să nu-l citiți pe tot dintr-o răsuflare. E un material voluminos împărțit pe capitole. De aceea, recomandarea noastră este să-l citiți pe bucăți și să încercați să implementați pașii în ordinea în care sunt ei expuși în ghid. La finalul fiecărui pas de transformare digitală din ghid veți regăsi și o listă de verificare. Această listă de verificare vă va ajuta să faceți un audit de sine stătător, așa încât să înțelegeți ce aveți și ce n-aveți. Ce vă lipsește și ce ar mai trebui să vă luați sau care sunt aspectele la care ar trebui să mai atrageți atenția, așa încât să finalizați un pas de transformare digitală și să puteți trece cu încredere la următorul pas de transformare digitală. După acest webinar, veți primi acest ghid, iar noi o să vă fim foarte recunoscători dacă îl veți da și prietenilor dumneavoastră din domeniul non-profit. Și acum, după aceste elemente introductive, dar necesare, haideți să vorbim concret despre pașii de transformare digitală pentru ONG-uri. O să vă prezentăm 8 pași de transformare digitală. Nu neapărat acești 8 pași sunt și exhaustivi, însă cu siguranță acești pași sunt baza procesului de transformare digitală. Iar un proces de transformare digitală, în primul și în primul rând, înseamnă să-ți muți munca din fizic, așa cum ați scris și dumneavoastră încet, de pe hârtie și de pix, îmi cer scuze, să-l muți undeva în cloud. Dar, ca să vă mutați munca în cloud, în primul și în primul rând, veți avea nevoie de un domeniu web oficial. De ce un domeniu web oficial? Pentru că există companii care își oferă o infrastructură IT pentru organizațiile non-profit gratuit. Însă, pentru a accesa această infrastructură oferită gratuit, veți avea nevoie de acest domeniu web oficial. Domeniul web oficial este la fel de important cum este și buletinul digital. El devine Ca și importanță, el este asemănător certificatului fiscal sau celui de înregistrare. Noi nu vom putea începe un proces de transformare digitală dacă nu avem un domeniu web oficial, pentru că asta este cheia de accesare a serviciilor din cloud, a serviciilor care se oferă gratuit organizațiilor non-profit și despre aceste servicii discutăm mai multe în continuare. Însă vreau să vă cer permisiunea să iau un gât de apă. Un domeniu web este important să-l aveți pentru că veți putea crea cu el adrese profesionale de e-mail și veți renunța la adresele care au în coadă Yahoo, Gmail, Hotmail. Iar asta vă va conferi și un plus de credibilitate și notorietate pentru organizația dumneavoastră. Să știți că vă puteți achiziționa un domeniu indiferent cu ce extensie. Poate fi cu extensia .ro, cu extensia .md, cu extensia .com sau .org. Nu are importanță pentru ce extensie veți opta. Important este ca dumneavoastră să fiți deținătorul legal al respectivului domeniu. Și ca să vă faceți o idee despre costurile achiziționării unui domeniu, în România un domeniu cu extensia .ro începe de la 12 euro plus TVA. Îmi cer scuze, iar în Republica Moldova costul unui domeniu cu extensia .md începe de la 22 de
de euro. Important este să bugetați aceste resurse, să le aveți în vedere atunci când vă faceți planificarea anuală și pe lângă acest cost să mai bugetați și costul de găzduire a respectivului domeniu. Iar costurile de găzduire variază și acestea, pot să înceapă de la 10 euro și ajung de regulă până la 50 sau 60 de euro, aici în funcție de mai multe criterii, despre care nu o să vorbim acum, că nu fac obiectul întâlnirii de astăzi. Dar să țineți minte că primul pas de transformare digitală constă în achiziționarea unui domeniu web oficial pentru organizația dumneavoastră. Odată ce am cumpărat un domeniu web pentru organizația noastră, vom putea să ne alegem și să implementăm o suită de productivitate. Ce înseamnă o suită de productivitate? O suită de productivitate reprezintă un sistem profesional IT care este oferit gratuit organizațiilor non-profit din Republica Moldova și România. Această suită de productivitate practic conține toate elementele sau toate aplicațiile de care are nevoie o organizație, așa încât să-și desfășoare munca eficient. Practic, în această suită avem tot ce ne trebuie la un loc, așa încât să nu avem aplicații diferite de la companii diferite, dar să avem de la același furnizor toate aplicațiile la un loc. O suită de productivitate practic aduce echipei posibilitatea de a-și crea adrese profesionale de e-mail, așa încât adresa noastră să nu mai fie natalia.șeremet@gmail.com, dar să fie natalia.șeremet@aron, denumirea asociației mele. De aici și conexiunea cu primul pas de transformare digitală, unde ziceam că e nevoie să ne cumpărăm un domeniu web oficial. Apoi, pe lângă faptul că ne putem crea adrese profesionale de e-mail pentru echipă, dar și adrese instituționale, noi vom primi, prin această suită de productivitate, posibilitatea de a stoca și a arhiva documentele noastre pe un spațiu în cloud. Iar acest spațiu în cloud vine deja protejat, noi nu va mai trebui să ne batem capul cu procesul de backup sau cel de recuperare a datelor, dar și cu securitatea datelor, pentru că soluțiile de productivitate vin deja cu elemente de securitate integrate în ele. Prin suita de productivitate, noi vom primi și acces la un calendar comun de activități, dar mai primim și o soluție pentru organizarea evenimentelor interne sau externe ale asociației. Așa cum spuneam, sunt companii care dau această suită de productivitate gratuită ONG-urilor și poate cunoașteți deja că puteți aplica pentru suitele de productivitate oferite de Google for Non-Profit sau de Microsoft for Non-Profit. Atât Google, cât și Microsoft oferă organizațiilor non-profit suitele lor de productivitate. Din păcate, Google for Non-Profit încă nu este disponibil în Republica Moldova, însă organizațiile din Republica Moldova pot să urmărească sau să implementeze pașii care sunt specifici pentru Microsoft for Non-Profit, pentru că Microsoft for Non-Profit este deschis organizațiilor din Moldova. Și haideți să vedem ce conțin aceste suite de productivitate. Dacă veți aplica la suita de productivitate de la Google for Non-Profit și veți fi declarați eligibili, veți obține acces la Gmail-ul profesional. Practic, vă veți putea crea propriile adrese de e-mail care nu vor mai avea în coadă acest @gmail, însă vor fi cu denumirea sau cu domeniul organizației dumneavoastră. Tot prin Google for Non-Profit obțineți un spațiu de stocare de 30 de gigabytes per utilizator. Ca și soluție de comunicare pentru organizarea evenimentelor interne sau externe, în suita de la Google avem aplicația de Google Meet, cu care veți putea organiza evenimente interne sau externe pentru până la 400 de invitați.
Și tot în suita de la Google veți mai primi acces la aplicațiile din Google Drive, asta însemnând Google Docs, Google Sheets, Google Forms, Google Calendar. Pe lângă astea, mai există și aplicații complementare de la Google pe care le puteți descoperi aplicând la suita lor de productivitate. Pe de altă parte, Microsoft își oferă și el suita de productivitate organizațiilor non-profit din România și din Republica Moldova de această dată. Suita de la Microsoft e un pic mai generoasă pentru că vine cu un spațiu de stocare de 1 terabyte per utilizator. Dar și aici ne vom putea crea adrese profesionale de e-mail, vom putea stoca și arhiva documentele noastre sau folderile noastre. Pentru organizarea evenimentelor interne sau externe, Microsoft ne oferă aplicația lor de la Microsoft Teams și în suita lor de productivitate vom avea acces și la variantele de cloud ale aplicațiilor de Office, adică PowerPoint, Excel, Word-ul și celelalte aplicații suplimentare. Față de Google, Microsoft mai oferă organizațiilor non-profit un grant. Cum se traduce acest grant? Practic, dacă aplicați la Microsoft for Non-Profit, puteți să vă activați planul lor Microsoft 365 Business Premium, iar acolo veți primi gratuit 10 licențe de Office pentru primii 10 colegi. Aceste licențe de Office gratuite sau oferite în cadrul grantului dat de Microsoft pot fi descărcate și local. Asta înseamnă că le veți putea utiliza nu doar în cloud sau în browser, ci le veți putea descărca și instala local. Și aceste licențe sunt perene, adică valabile pentru toată viața organizației pe care o reprezentați. Mă repet, aplicarea pentru aceste programe este gratuită. Puteți să aplicați pentru ambele suite de productivitate în același timp. Puteți să aplicați și pentru Google, dar și pentru Microsoft, iar și să le încercați pe ambele. Iar în timp, să vedeți pe care din ele vreți să rămâneți sau la care din ele echipa reacționează mai bine și se simte mai comodă și mai prietenoasă cu instrumentele oferite dintr-o anumită suită de productivitate. Așa, după ce am aplicat la suita de productivitate de la Microsoft sau de la Google sau la ambele, practic pasul următor va consta în faptul că Google sau Microsoft va verifica dacă noi suntem deținătorul legal al domeniului pe care l-am declarat. Exact cum vă spuneam și în pasul întâi. E nevoie să avem un domeniu și să fim și proprietarul de drept al acestui domeniu. Apoi, după ce Google sau Microsoft va face aceste verificări, noi vom putea crea adresele profesionale de e-mail pentru colegii de echipă, dar vom putea crea și adrese generice pentru echipă, spre exemplu, office@asociația mea sau contact@asociația mea. După asta, veți putea face setările necesare prin care să-i spuneți internetului unde să trimită mail-urile pe care le veți crea. Acești pași, să știți că îi veți putea face de sine stătător, pentru că nu sunt pași grei. Iar în ghidul despre care v-am spus, o să găsiți trimiteri către tot felul de resurse sau tutoriale video care explică pas cu pas cum se fac aceste setări de conturi și cum puteți crea adrese profesionale de e-mail. Dar dacă nu veți reuși de sine stătător să faceți acest lucru, încercați să solicitați ajutorul unui voluntar IT în acești pași de creare a adreselor profesionale de e-mail și de setare și configurare necesară, așa încât să aveți suita de productivitate funcțională. La capitolul buget, după cum spuneam, înregistrarea în programele Microsoft for Non-Profit sau Google for Non-Profit este absolut gratuită. Și acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Am parcurs abia 2 pași de transformare digitală. Câți bănuți credeți că am reușit să salvăm cu acești primi
doi pași de transformare. Vă rog să puneți încet răspunsurile dumneavoastră. Și cum spuneam, nu există răspunsuri greșite sau corecte. Vă îndemn să ne puneți încet răspunsuri. Așa, cineva zice în jur de 3.000 de euro. Mulțumim tuturor celor care au răspuns. Într-adevăr, doamna Astrid a fost cea mai aproape cumva de răspunsul corect. Să știți că valoarea de piață a unei suite de productivitate, din cele pe care vi le-am prezentat, pentru o organizație medie care are 4-5 colegi și maxim 10 adrese de e-mail, se ridică până la 3.000 de euro per an. Acum, cred că v-am convins că se merită să urcăm în trenul de transformare digitală și să nu lăsăm să plece din gară, pentru că economiile sunt semnificative. Poate ni se pare mult să dăm niște bănuți anuali pentru acel domen, însă uitați-vă că ulterior facem o economie mult mai mare pe partea de infrastructură IT. Mulțumesc pentru răspunsuri. Așa, și noi mergem mai departe cu pasul 3 de transformare digitală. În pasul 3 suntem îndemnați să folosim la maxim suita noastră de productivitate. De ce? Pentru că de multe ori suita de productivitate, dacă am implementat-o, am ales-o, deja conține multe din aplicațiile pe care noi le dorim sau vrem să le implementăm în organizație. Iar de multe ori se întâmplă așa că noi nu ne dăm seama că avem o nevoie și avem și o tehnologie care răspunde acestei nevoi. Și începem să apelăm la tot felul de alte aplicații. De aceea, în pasul 3, trebuie să ne asigurăm că cunoaștem capabilitățile, caracteristicilor aplicațiilor care sunt integrate în suita de productivitate. Și așa cum spuneam, o suită de productivitate ne aduce adrese profesionale de mail, ne aduce o soluție de comunicare cu care putem organiza evenimente în exterior și în exterior, ne aduce un calendar comun, ne aduce un spațiu de stocare și de arhivare a informației. Iar pentru ca aceste soluții să fie și funcționale, este bine să stabilim niște reguli interne despre cum folosim aceste aplicații din suita de productivitate. Și în primul rând, haideți să plecăm de la spațiul de stocare și de arhivare. Google ne dă un spațiu generos de stocare de 30 de gigabyte per utilizator. Microsoft, în general, ne dă 1 terabyte per utilizator. Iar ca să nu facem un haos pe acest spațiu de stocare, este imperativ necesar să stabilim niște reguli comune despre cum stocăm și cum arhivăm informațiile. Cum facem o împărțire a documentelor, unde le salvăm, cum le redenumim, le împărțim pe ani, le împărțim pe proiecte, le împărțim pe obiective, le împărțim pe direcții strategice. Toate aceste lucruri trebuie să fie clare și trebuie să fie setate și stabilite de comun acord atunci când ați decis că vă doriți să lucrați pe un spațiu de stocare, fie că e cel de la Google, fie că e cel de la Microsoft. Stabiliți niște reguli minimale despre cum veți denumi fișierele, folderele, documentele, așa încât să existe o coerență și o unitate în toate aceste reguli și să nu se transforme rapid acel 1 terabyte într-un spațiu plin cu de toate, în care veți pierde mai mult timp în a căuta un document decât a vă eficientiza munca pe care v-ați dorit-o.
Pentru că suita de productivitate înseamnă un serviciu în cloud, să știți că asta ar presupune că trebuie mereu să aveți acces la internet dacă vă doriți să lucrați în ea. Însă și pentru situația când nu aveți acces la internet, există o soluție. Atât suita de la Google, cât și suita de la Microsoft au aplicații care pot fi descărcate și instalate local. Pentru Google, aplicația se cheamă OneDrive, Google Drive, îmi cer scuze, iar aplicația de la Microsoft se cheamă OneDrive. Practic, dumneavoastră descărcați aceste aplicații local, și local se va forma un folder sau o mapă. Tot ce veți pune în acea mapă și veți salva în respectiva mapă, se va sincroniza și se va urca în mod automat în cloud atunci când veți obține din nou acces la internet. Aveți doar grijă să faceți setările necesare, așa încât informația să se sincronizeze și să se urce de sine stătător, în mod regulat, în acel cloud. Și cum suita de productivitate vine și cu o agendă comună, încurajați echipa să împărtășească calendarele, așa încât fiecare din colegi să vadă ce evenimente, ce activități are setat celălalt coleg și să existe o imagine de ansamblu a evenimentelor, activităților, întâlnirilor care se petrec în organizație. Nici acest pas nu presupune costuri, atât timp cât rămâneți în planurile, în limita planurilor oferite de către Google și de Microsoft pentru organizațiile non-profit. Dacă cumva sunteți o organizație mare cu peste 50 de colegi sau aveți nevoie de caracteristici mult mai avansate, Google și Microsoft au pachete cu caracteristici mult mai largi și mai avansate și la fel sunt accesibile, însă cu un discount destul de semnificativ, practic un discount de 75% față de prețul de piață. Este nevoie doar să consultați aceste planuri. De regulă și Microsoft și Google oferă comparații dintre planurile lor și ce conține fiecare plan în parte. Însă, dacă pe lângă soluția de stocare și de arhivare, pe care o conține deja suita noastră de productivitate, vă doriți și alte aplicații cu care ați putea face partajare de documente sau stocare și arhivare de documente, să știți că puteți să luați și Box. Box este disponibil prin programul TechSoup atât în România cât și în Republica Moldova și este oferit organizațiilor non-profit sau oferă, mai bine spus, organizațiilor non-profit până la 10 licențe gratuite din versiunea sa Starter Edition. Pentru celelalte planuri se oferă un discount de 50%. Cum puteți aplica pentru acest program de la Box? Practic, aplicarea se face pe site-ul de la Box, pe site-ul extern. Însă, la un moment dat, Box, când veți completa formularul de solicitare, vă va solicita să adăugați un cod de validare. Respectivul cod de validare se furnizează de către platforma TechSoup. Practic, primul pas înseamnă că trebuie să fiți înregistrați în programul TechSoup, cel despre care v-am vorbit mai sus, iar în contul dumneavoastră de pe programul TechSoup va exista o secțiune care se va numi exact așa, cod de validare, sau în engleză îi se mai zice validation token. Atunci veți lua acel cod de validare din contul dumneavoastră de pe TechSoup. Veți merge pe site-ul Box și veți introduce acel cod de validare în câmpul solicitat. Practic, prin acel cod de validare, noi, cei de la programul TechSoup, confirmăm donatorului Box că dumneavoastră sunteți o organizație non-profit care activează legal, fie în România, fie în Republica Moldova, în funcție de caz și de unde vă desfășurați activitatea. Asta
e ce ține de box, însă dacă aveți în echipă un voluntar IT sau poate chiar un coleg IT care vrea să vă sprijine sau să vă asiste de la distanță, ar putea să-i prindă bine, atât lui cât și dumneavoastră, soluția cloud-based de la TeamViewer, pe care la fel o puteți accesa prin programul TechSoup. TeamViewer la această etapă este disponibil doar organizațiilor non-profit din România. Haideți să trecem la următorul pas de transformare digitală, pasul 4. Și în pasul 4 suntem sfătuiți să construim o organizație care poate comunica online de oriunde. Practic, dacă ne mai găsește o nouă criză contextuală, să nu mai pierdem timpul cu momentele organizatorice, să știm cum putem convoca toți colegii de oriunde, indiferent de situație, de oră sau de fus orar. Dar până să vă gândiți oare ce soluție m-ar ajuta să organizez ședințele interne sau ședințele externe, eu iarăși fac apel către pasul anterior. Să învățăm să verificăm dacă deja suita noastră de productivitate pentru care am optat nu conține o aplicație care răspunde acestei nevoi prin care eu vreau să reunesc echipa digital. Și aici o să vă prezint poate aplicațiile pe care deja le cunoașteți. Suita de productivitate de la Google. Aceasta vine deja cu o soluție pentru organizarea evenimentelor interne și externe și este vorba despre binecunoscuta aplicație Google Meet. Google Meet ne permite să organizăm evenimente interne și externe cu până la 100 de participanți. Durata acestor evenimente va fi de 24, durata maximă cât poate ține un eveniment va fi de 24 de ore. Google Meet poate fi accesat și de către colegii care nu neapărat au un cont de Gmail. Pe de altă parte, și Microsoft nu vrea să rămână în urmă și a implementat sau are și el în sita lui de productivitate o soluție pentru organizarea evenimentelor interne și externe. Și soluția Teams e mai ofertantă decât cea de la Google. Cu aplicația Microsoft Teams putem organiza evenimente de până la 300 de participanți, cu durata de până la 24 de ore. Însă, aplicația de la Microsoft Teams ne permite să integrăm sau ne lasă să o integrăm și să o conectăm și cu alte aplicații pe care le folosim, cu aplicații de la Asana, chiar și cu aplicații de la Zoom sau cu Google Drive sau cu SharePoint. Microsoft Teams poate fi accesat și de pe telefon și, spre deosebire de Google Meet, ne permite și crearea de canale dedicate, așa încât să facem întâlniri doar cu membrii de echipă cu care lucrăm pe un anumit proiect sau pe o anumită activitate. Google Teams ne mai permite să și etichetăm colegii, să salvăm mesajele, să încărcăm și să distribuim între noi documente. Deci, astea sunt cele două soluții de videoconferințe pe care deja le avem în suita noastră de productivitate gratuit, pentru care nu mai trebuie să achităm nimic. Însă, dacă, totuși, aceste două soluții cu care vin suitele noastre de productivitate nu răspund pe deplin nevoilor noastre, să știți că mai există opțiuni disponibile organizațiilor non-profit, organizațiilor care fac bine. Și haideți să le vedem care sunt aceste aplicații. Sper că ați auzit sau cu siguranță cunoașteți despre aplicația Slack. Aceasta este o aplicație de comunicare internă, preferată foarte mult de echipele de IT, pentru că e o aplicație prin care poți crea canale colegii pe care muncești pe o anumită activitate sau pe un anumit proiect. Iar Slack îți permite chiar să faci canale
care să pună la un loc colegii din echipa internă cu colegi din echipele externe, așa încât să nu mai spămuim întreaga echipă cu un mesaj care nu este relevant pentru unii colegi, este relevant doar pentru cineva care este direct conectat cu ceea ce vreau eu să fac. Să știți că Slack-ul este gratuit pentru organizațiile non-profit care au o echipă mai mică de 250 de membri. Iar dacă sunteți o organizație non-profit care este mai mare, numără mai mulți colegi decât 250, atunci veți obține de la Slack o reducere de 85% pentru abonamentul sau planul pe care îl puneți la dispoziție organizațiilor non-profit. Aplicarea la fel pentru Slack se face pe site-ul extern Slack, iar în momentul în care vi se cere codul de validare, mergeți în contul dumneavoastră de pe TechSoup, luați acel cod de validare și confirmați lui Slack că sunteți o organizație care activează legal în România sau în Republica Moldova. Următoarea aplicație pe care ați putea să o încercați este Jitsi Meet. Este o aplicație open source. Ea nu se accesează prin intermediul programului TechSoup, ci se accesează liber. Jitsi este mai mult recomandat pentru evenimentele de tip închis sau pentru ședințele interne cu colegii. Loredana, o să vă lase încet toate linkurile directe către aceste produse sau către paginile unde puteți să aplicați ca și organizație non-profit pentru aceste produse. O altă aplicație cu care puteți organiza evenimente interne și externe, desigur, este Zoom, ca și aplicația pe care suntem acum. Să știți că prin programul TechSoup, Zoom oferă organizațiilor eligibile o reducere de 50% pentru orice abonament anual pentru care veți opta. Solicitarea produsului Zoom se face din catalogul TechSoup, adică direct de pe site-ul TechSoup și Loredana o să vă ajute cu linkul direct. Iar dacă căutați o soluție și mai avansată decât este Zoom sau decât este Microsoft Teams, atunci puteți să explorați opțiunile oferite de GetResponse sau de Webex. GetResponse vă oferă opțiunea de a organiza webinare profesionale sau profesioniste și la fel GetResponse vă oferă un discount de 50% pentru planul care conține webinariile. Iar Webex-ul este soluția de videoconferințe de la Cisco, oferă organizațiilor non-profit un discount de 60%. Însă Webex-ul vă permite să organizați evenimente care pot acomoda până la 1000 de onegiști. Așa că, în cazul în care organizați evenimente atât de mari, să știți că puteți accesa și această soluție cu un discount destul de semnificativ. Așa, haideți să mergem mai departe, ajungem la pasul 5 de transformare digitală, iar în pasul 5 suntem sfătuiți să începem a face project management în online. Deși noi suntem ONG-iști și muncim foarte mult pe teren și munca noastră în mare parte e acolo, noi oricum trebuie să facem o planificare a activităților, a proiectelor noastre. Și chiar dacă suntem o organizație mică și avem la această etapă doar un singur proiect, este bine să mutăm această planificare și organizare în online și anume să ne alegem o soluție care ne-ar permite să planificăm activitățile noastre. Iar această planificare ordonată ne va ajuta foarte mult la finalul activităților sau proiectelor noastre, pentru că integrând toate datele necesare într-o platformă online, atunci când vine timpul raportării, nu mai stai să cauți în e-mail-uri sau pe Drive unde ai urcat și ce ai urcat, pentru că ai toate datele sintetizate, trecute în acel soft de project management. Și aici, suita noastră de productivitate deja vine cu două aplicații. Microsoft
ne oferă în suita sa de productivitate aplicația Planner, iar Google ne oferă în suita sa de activitate aplicația Google Task. Și una și alta au funcționalități primare de project management. Însă dacă vă doriți să implementați o soluție mai ca la carte de project management, atunci noi vă recomandăm să vă îndreptați atenția spre Asana sau spre Trello. Probabil ați auzit de ambele din aceste aplicații. Atât Asana cât și Trello vă lasă să planificați sarcinile pe care le aveți, să le delegați unei persoane anume, să stabiliți termene limită și să setați un statut pentru o activitate, dacă e în progres, dacă e finalizată sau dacă nici nu e începută. Trello, spre deosebire de Asana, este o aplicație de project management vizuală. Acolo te captivează cumva culorile și faptul că accentul e mult pe culori. Îți setezi niște culori pentru sarcinile în progres, pentru sarcinile urgente, pentru sarcinile finalizate. Dar și Trello și Asana au aceleași caracteristici. Poți desemna sarcina, poți să-i setezi un termen limită și ai și un spațiu în care pui sumarul acestor activități, așa încât să ai datele sintetizate la un loc atunci când vine timpul de raportare. Asana este o aplicație gratuită pentru echipele de până în 15 colegi. Însă trebuie să fim conștienți că toate aplicațiile gratuite vin cu caracteristici mai restrânse. Așa că dacă vă doriți să implementați Asana ca soluție de project management în organizația noastră, dar vă doriți caracteristici mai largi, atunci puteți opta pentru un abonament Asana luat cu un discount de 50% prin programul Texu. Dacă vă doriți o soluție cu caracteristici depline, extinse, avansate pentru Asana, păi să aveți în vedere să nu mergeți să-l luați de pe piața de retail și să plătiți costul întreg, pentru că puteți să luați Asana prin programul TechSoup cu 50% reducere. Asana este disponibilă și pentru organizațiile din România și pentru cele din Republica Moldova. La fel și Trello. Trello, dacă vreți mai mult decât vă oferă subscripția gratuită, pentru că și Trello este gratuit până în 10 colegi, atunci puteți opta pentru programul lor de discount oferit organizațiilor non-profit. Aplicarea pentru Trello nu se face prin TechSoup, ci se face direct. Loredana o să vă lase încet linkul de aplicare pentru discountul de la Trello. Însă dacă vă doriți pe lângă Asana și pe lângă Trello să mai încercați și alte soluții de project management, să știți că și Facebook are un program pentru organizațiile non-profit, sau mai bine spus, are un spațiu de lucru pentru echipele non-profit. De fapt, spațiul de lucru e pentru toată lumea. El se cheamă Workplace, doar că pentru cei din domeniul privat sau cei din domeniul statului, ei achită un abonament. Pe când organizațiile non-profit pot accesa acest Workplace gratuit. Cum se face aplicarea? Aplicarea se face pe site-ul Facebook, iar la un moment dat Facebook-ul, la fel ca și în cazul celorlalte aplicații, vă va solicita un validation token sau un cod de validare. Acel cod de validare îl găsiți pe platforma TechSoup în contul dumneavoastră. Dar, indiferent ce soluție de project management nu veți integra, este foarte important să instruiți echipa așa încât această soluție să fie utilizată constant și coerent. Pentru că nici toate programele de project management din lume nu vor putea face ordine sau vor putea planifica lucrurile de sine stătător dacă nu vor fi folosite de către toți membrii de echipă. Doar printr-o muncă consolidată și printr-un efort comun prin care fiecare membru
membru intră în acea aplicație și scrie conștiincios ceea ce trebuie să scrie sau să lase în aplicație, doar atunci o aplicație de acest fel va funcționa. În caz contrar, rezultatele nu vor fi pe măsura așteptării. De aceea, după ce ați selectat o aplicație de project management, asigurați-vă că toți membrii din echipă au acces la respectiva aplicație. Asigurați-vă că echipa a înțeles cum să folosească această aplicație de project management. Îmi cer scuze, o să iau un gât de apă. Asigurați-vă că ați stabilit cu echipa cât de în detaliu veți trece sarcinile în acea aplicație de project management sau cât de sumar trebuie să fie trecute aceste informații. Și asigurați-vă că noua aplicație integrată nu reprezintă încă o sarcină în plus pentru echipă. Să nu mai fie încă un instrument care va fi la fel ca și alte instrumente neutilizat sau neîmbrățișat de echipă. De aceea, încă o dată o să revin la aspectul cu care am început acest webinar și anume faptul că transformarea digitală este un proces care va începe cu integrarea unei tehnologii, însă el trebuie să continue cu schimbarea atitudinii și a comportamentului echipei față de respectiva tehnologie, pentru că doar atunci se va simți că munca devine mai eficientă, mai ușoară, iar nouă ne rămâne timp pentru a face alte sarcini care sunt mai prioritare sau poate alte sarcini care ne plac mai mult. Haideți să vedem care ar fi următorul pas de transformare digitală și în pasul 6, suntem îndemnați să înlocuim semnătura clasică cu semnătura digitală. Pentru că, fără ca să vă mai spun, știm cât de mult drum și timp ne salvează o semnătură digitală atunci când este, când avem ocazia să o folosim și când este acceptată de autoritatea către care, cu care avem o relație contractuală. Conform reglementărilor europene, sunt recunoscute trei tipuri de semnături electronice. Avem semnătura electronică simplă, aceasta fiind semnătura din semnătura cu care semnăm noi mail-urile noastre sau semnătura noastră de pe hârtie, scanată și importată într-un document. Apoi avem semnătura electronică avansată. Semnătura electronică avansată este o semnătură autorizată, care are elemente de securitate avansată. Ea nu poate fi replicată și nu poate fi reprodusă. Și există semnătura electronică calificată. Acest tip de semnătură de obicei se poate accesa doar de la furnizori autorizați. Să știți că prin programul TechSoup, organizațiile non-profit pot să acceseze semnătura electronică simplă sau semnătura electronică avansată. Practic, pentru semnătura electronică simplă, puteți să apelați la binecunoscutul Adobe Reader sau Adobe Acrobat Pro. În Adobe Acrobat Pro vă veți putea importa semnătura scanată, semnătura holografă, sau veți putea semna cu o carioca, veți putea simula semnătura dumneavoastră și o veți putea aplica pe un document PDF. Dar dacă aveți nevoie totuși de o semnătură electronică avansată, prin programul TechSoup, atât organizațiile non-profit din România, cât și cele din Republica Moldova, pot accesa aplicația DocuSign. DocuSign este o aplicație care se instalează local și care vă permite să semnați anual 100 de documente. Și atenție, când zic 100 de documente, nu înseamnă 100 de pagini, ci înseamnă că un document poate avea oricât de multe pagini poate conține, iar semnătura se va contabiliza ca și una singură.
Așa, și acest DocuSign vă garantează o semnătură electronică avansată. Odată ce achiziționați acest produs, el este pe ren. Îl veți lua o singură dată, veți achita taxa de administrare pentru el o singură dată și el an de an se va reînnoi cu cele 100 de semnături electronice. Dar dacă aveți nevoie de mai mult de 100 de semnături electronice pe an, să știți că puteți lua 5 licențe per organizație. Însă, cei de la DocuSign ne asigură că pentru orice organizație non-profit ar fi suficiente cele 100 de semnături per an. Însă, înainte de a solicita acest produs, vă recomandăm să verificați cu instituțiile sau cu autoritățile cu care lucrați dacă acest tip de semnătură electronică avansată este recunoscut de către respectiva entitate sau respectiva instituție, pentru că fiecare instituție își are regulile sale proprii. Noi, la Asociația Texup, utilizăm această semnătură electronică avansată și poate nu pentru toate documentele, însă pentru cea mai mare parte din documente, cele două tipuri de semnături, semnătura electronică simplă și cea avansată, ne salvează timp și ne salvează resurse. Următorul pas de transformare digitală se referă la faptul că trebuie să implementăm o politică de securitate în organizația noastră. Partea cu securitatea sau cu importanța ei nici nu mai merită dezbătută, pentru că devine din ce în ce, de pe zi ce trece, mai strigentă și este extrem de importantă. Așa că atunci când ne gândim la politica noastră de securitate, trebuie să o începem cu un audit de securitate. Și poate vă întrebați, dar cum și de unde să încep acest audit de securitate? Să știți că un audit de securitate se începe cu identificarea tuturor dispozitivelor pe care le aveți în organizație. Practic, trebuie să treceți pe o listă toate hardware-urile și toate dispozitivele, începând de la imprimantă, telefon, calculator pe care le aveți în organizație. Și să verificați dacă pe aceste dispozitive rulează sisteme de operare actuale. Și asigurați-vă că aceste dispozitive din cadrul organizațiilor sunt protejate cu o soluție de securitate online sau cu așa zisa soluție antivirus. Prin programul TechSoup, organizațiile non-profit pot să solicite soluția de securitate Bitdefender sau Norton. Soluțiile de securitate de obicei funcționează pe bază de abonament. Ele îți activează abonamentul care este valabil un an de zile. Însă, după expirarea acelui an de zile, să nu credeți că calculatoarele, dispozitivele nu mai sunt protejate. În continuare vor fi protejate, doar că în situația în care în respectivul an s-au mai identificat niște virus și au mai apărut niște cai troieni noi, atunci această soluție sau soluția pe care ați avut-o nu n-o să-i vadă și nu o să-i identifice. Soluțiile de securitate Bitdefender sunt cele pe care le recomandăm organizațiilor non-profit din România și din Republica Moldova, și anume, de ce? Pentru că puteți să vă luați un Bitdefender Gravity-Zone în funcție de câte dispozitive aveți, 10, 25, 50, iar persoana care va administra sau care se va ocupa de rețeaua organizației, doar ea va fi responsabilă de instalarea acestui Bitdefender și el se va instala pe toate dispozitivele asociației și va fi administrată iar administrarea acestor licențe se va întâmpla de la o consolă la care va avea acces doar persoana care se ocupă de aceste aspecte în organizația dumneavoastră. Apoi, politica noastră de securitate trebuie să conțină și un ghid despre cum trebuie să arate parolele în organizația noastră. Și cred că
Toți știm cât de complicate sunt aceste parole. Trebuie să aibă cel puțin 15 caractere, litere mari, litere mici, simboluri speciale, să nu le notăm nicăieri, să fie foarte des schimbate. Și la toți apare întrebarea, dar cum e posibil să rețin atâtea parole care nu trebuie să se repete? Și să fie încă cu atât de multe caractere pe care nu am voie sau, mă rog, e mult spus nu am voie, pe care e recomandat să nu le notez nicăieri, nici pe extern, nici pe intern. Pentru rezolvarea acestei probleme ne vine în ajutor managerul de parole. Ce este managerul de parole? Managerul de parole, practic, este un instrument care ne permite să gestionăm centralizat toate parolele noastre de pe toate platformele pe care intrăm. E ca și cum un safe al nostru în care ținem toate parolele și toate credențialele. Iar tot ceea ce trebuie să reținem noi este doar acea parolă cu care să deschidem safe-ul. Știu că mulți dintre dumneavoastră deja folosesc Password Manager-ul de la Google, de la Firefox, de la Edge. Și aici chiar o să vă rog să ridicați mânuța încet cine folosește deja aceste soluții de Password Manager. Și deși este o soluție, aceste aplicații, să știți că totuși ele nu criptează datele, ceea ce înseamnă că ele pot fi sparte în cazul unui atac cibernetic sau a unui virus. De aceea, noi recomandăm să nu apelați sau să nu utilizați Password Manager-ul oferit de Chrome, de Edge sau de Firefox sau de alte browsere, ci să accesați ca și organizație non-profit aplicația Okta sau programul oferit de Okta pentru organizațiile non-profit. Practic, Okta este acel safe despre care vă spuneam. Vă va stoca toate credențialele și veți intra în toate platformele pe care le-ați utilizat cândva doar printr-o singură ușă, cea de la Okta. Okta este disponibil organizațiilor non-profit din România și din Republica Moldova. Aplicarea se face pe site-ul lor. De la noi, de la TechSoup, veți avea nevoie doar de codul de validare prin care veți confirma că sunteți o organizație non-profit care activează legal în țara sa de reședință. Dar dacă vă doriți totuși o altă aplicație sau una complementară celei oferite de Okta, vă recomandăm aplicația One Password. Este o aplicație pe care o folosim și noi intern în cadrul echipei noastre. Este o aplicație extrem de facilă pentru că te scapă de grija parolelor și pe lângă toate îți mai sugerează și parole puternice și le setează aplicația să fie între 15 și 20 de caractere cu simboluri speciale, deci sunt niște parole care n-ai cum să le memorizezi. Așa că puteți încerca și One Password nu e disponibilă prin programul TechSoup, însă au un program direct pentru care puteți să le scrieți și să vedeți ce discount vă oferă pentru munca de bine pe care o faceți. Apoi, politica noastră de securitate ar trebui să continue cu punerea la punct a unui plan de backup. Practic, noi trebuie să facem un plan în care să reflectăm pentru ce documente vom face backup, cine face acest backup, cât de des îl face și cum îl face. Trebuie să ne asigurăm că pentru datele esențiale backup-ul se face zilnic sau măcar săptămânal. Trebuie să desemnăm două persoane din organizație care să fie responsabile de efectuarea acestui backup. Și atenție mare, acestea trebuie să fie două persoane diferite, iar stocarea datelor să se facă pe două dispozitive diferite, așa încât să avem variante de rezervă în cazul în care unul din dispozitive nu mai funcționează sau a căzut o cană de apă peste el sau situații din acestea neprevăzute.
Și asigurați-vă că acel plan de backup funcționează. Încercați să faceți o simulare, să vedeți dacă într-adevăr planul de backup răspunde nevoilor dumneavoastră sau nu. Iar prin programul TechSoup, dacă vă doriți o soluție de recuperare și de backup a datelor, puteți să accesați aplicația Veritas. Veritas este disponibilă și pentru România și pentru Republica Moldova și este o și veți avea nevoie de o singură aplicație, indiferent cât de mult backup vă doriți pentru documentele și pentru informația dumneavoastră. În continuare, o să vorbim despre cel din urmă pas de transformare digitală, însă nu ca și importanță cel din urmă, pentru că munca pe care noi o facem trebuie să fie comunicată, trebuie să fie promovată și trebuie să fie, de ce nu, lăudată. Așa că nu uităm, tot ceea ce facem trebuie comunicat și trebuie arătat lumii. Iar pentru asta trebuie să învățăm să mânuim platformele care ne permit să facem materiale informative, vizualuri, scurte filmulețe video sau orice alt conținut care se consumă și care prinde astăzi la public. Prin programul TechSoup, să știți că aveți posibilitatea de a accesa aplicația sau, mai bine spus, platforma de creare a conținutului de la Adobe Express. Express este analogul lui Canva, pentru că știu că mai multă lume a interacționat cu Canva până acum. Adobe Express oferă ONG-urilor eligibile 10 abonamente anuale pentru 10 colegi din echipă. Și la fel ca și Canva, are opțiuni de crearea materialelor informative, crearea videourilor și are o sumedenie de șabloane prestabilite și predefinite, iar de curând a integrat și componenta de AI generativă, așa încât dacă îi dăm un brief bunișor acestui instrument, ne și creează ceea ce ne dorim. Și după cum spuneam, aveți 10 licențe gratuite. Ele se accesează, pot fi accesate direct de pe platforma TechSoup, selectând din catalog produsul Adobe Express. Iar la anul, când vă expiră acest abonament, tot ce trebuie să faceți este să reveniți pe site-ul TechSoup și să le solicitați încă o dată sau să solicitați prelungirea acestui abonament. Canva are și el un program dedicat organizațiilor non-profit, prin care vă deschide acces la tot ceea ce e oferit prin planul lor premium. Aplicația pentru Canva se face direct pe site-ul lor, iar Loredana o să vă ajute cu un link în chat. Dar dacă aveți în echipă și membri care cunosc Photoshop-ul sau posedă cunoștințe avansate de operare a platformelor, puteți să accesați și Premiere Element și Photoshop Elements și mai puteți accesa platforma GetResponse, care este o platformă de mail marketing, adică veți transmite mail-uri către baza noastră de date, în care veți găsi la fel o sumedenie de șabloane prestabilite, dar puteți și GetResponse-ul este cu un discount de 50% dacă îl solicitați prin TechSoup pentru o perioadă de 24 de luni. MailChimp-ul nu are un pachet pentru organizațiile non-profit disponibile prin programul TechSoup, dar cu el puteți expedia e-mail-uri lunare pentru un număr de până la 500 de beneficiari, donatori sau oameni care sunt în baza dumneavoastră de date. Și pentru organizațiile care deja sunt mai avansate în procesul de transformare digitală, foarte pe scurt vă spun că există și aceste soluții. AVS, practic, sunt serviciile oferite de Amazon, organizațiile non-profit eligibile care au nevoie de servicii de stocare, de server, de rețele, de
stocare de date, atunci primesc un credit în funcție de bugetul operațional pe care îl au, care variază între 1.000 și 5.000 de dolari pe an. Dacă vă doriți o soluție de vizualizare interactivă a datelor, puteți accesa soluția Tableau. Dacă aveți nevoie de un software pentru proiectările 3D, prin programul Texu puteți lua Autodesk, iar dacă căutați o soluție de comunicare prin care să transmiteți SMS-uri sau apeluri audio către donatorii dumneavoastră sau către voluntari, atunci puteți încerca Twilio. Twilio oferă organizațiilor non-profit un credit de start de 100 de dolari, care, iar ulterior, în funcție de serviciile pe care vi le doriți de la ei, vă mai dau discounturi în funcție de ce aveți nevoie. Iar Cisco este un donator generos care oferă hardware de rețelistică pentru organizațiile non-profit eligibile din programul TechSoup. Astea fiind spuse, am ajuns la finalul acestor 8 pași de transformare digitală. Știu că a fost extrem de multă informație, dar, după cum spuneam, veți primi ghidul de transformare digitală în care este enumerat fiecare pas cu mult mai multe informație adițională, așa încât să aveți mai multă claritate pe pașii despre care am vorbit. Iar acum o să profit de ultimele minute ca să o întreb pe Loredana dacă ne-au venit întrebări în chat. Toată lumea e curioasă de ghid și le-am răspuns deja cum să-l primească la finalul acestei întâlniri. Deci e un ghid foarte așteptat. Loredana, îți mulțumesc. Eu o să te rog atunci să mă ajuți să punem link-ul către pagina de unde puteți să descărcați ghidul. Așa cum spuneam, ghidul este o resursă destul de voluminoasă și cuprinzătoare. Vă recomandăm să nu vă speriați de cele 70 și ceva de pagini, să o luați treptat, să implementați pașii în ordinea în care sunt descriși ei în ghid. Iar pentru ca acest parcurs de transformare digitală să fie mai fluid și să fie logic, vă recomandăm să lucrați pe acele liste de verificare pe care le veți găsi la finalul ghidului. Practic, după fiecare pas de transformare digitală, aveți și o listă de verificare, așa încât să identificați aspectele pe care deja le-ați făcut sau le aveți în organizație, și ceea ce vă mai rămâne, să primiți un tablou de ansamblu, să aveți un tablou de ansamblu cu ce aveți de făcut și cu ce ați făcut deja. Da, am văzut că cineva ne întreabă dacă vom avea acces la această prezentare ulterior. Să știți că revin eu în următoarele zile neapărat, încă o dată, cu linkul către ghid și cu această prezentare, în cazul în care vă ajută. Însă toate produsele menționate în cadrul întâlnirii de astăzi sunt listate și în ghid, iar acolo în ghid sunt integrate linkurile directe către produsul sau software-ul concret pe care îl recomandăm. Să știți că transformarea digitală poate părea un proces complicat și anevoios și probabil că și este, pentru că necesită timp, necesită timp inclusiv pe partea de cercetare a aplicațiilor care ar putea să răspundă nevoilor în organizație, dar, așa cum spuneam la început, este important să dăm start acestui proces de transformare digitală, așa încât să fim mai pregătiți